Bun găsit, stimați telespectatori! Iată-ne într-un nou an, dar sunt și probleme rămase din anul precedent, care trebuie să le continuăm. În particular, este vorba de o promisiune pe care v-am făcut-o, de a continua un anumit ciclu de emisiuni pe tematică escatologică. În luna iulie anul trecut am pornit cu un ciclu de emisiuni intitulat Ultimii 7 ani ai istoriei. Cine vrea poate să verifice în arhivă sau pe aplicația, să-l cunosc pe el, aplicația de YouTube, 680, 681 și 682. Apoi am întrerupt acest ciclu pentru că ne-am gândit că e prea puțin să ne referim doar la ultimii 7 ani ai istoriei. Ar fi de dorit să prezentăm dovezi, noi zicem, pertinente că Dumnezeu are un plan cu întreaga istoria umanității și am lucrat la astfel de episoade și acestea sunt sub numărul 683, poate cineva vrea să le vadă, 684, 689 și 690, în care am vorbit despre un plan al lui Dumnezeu cu umanitatea pe parcursul a 6 milenii plus un mileniu, 6 plus 1 milenii, ultimul mileniu fiind împărăția de 1000 de ani și 120 de jubilei, adică de cicluri a 50 de ani, 120 ori 50, tot 6000, până la urmă aceste două planuri se suprapun. Dar iată-ne revenind la cele trei episoade, la tema celor trei episoade, ultimii 7 ani ai istoriei, cu completarea că va fi în raport cu praznicele sau sărbătorile lui YHWH, care însemnează Yahweh, adică ale Domnului. Interlocutorul meu și de fapt cel cu care s-au realizat toate episoadele de care vorbeam este pastorul Florin Antonie de la Biserica Genesis Londra, Marea Britanie, căruia îi mulțumesc că și-a făcut liber din nou să fim împreună. Dumnezeu să vă binecuvânteze, sunt fericit și bucuros că am onoarea să stau iarăși în fața dumneavoastră. Oameni buni, oameni mari ai lui Dumnezeu, Dumnezeu să vă binecuvânteze, vă mulțumesc pentru invitație. Oamenii înalți se poate, dar mari mai încape, Dumnezeu să se îndure de fiecare. Lumea, telespectatorii și nu doar telespectatorii, ci și cei care se uită pe YouTube la Credo TV, dar cred că în egală măsură și la Genesis, ne acuză, să spun așa, sau ne impută că prea mult ne ocupăm de escatologie. Acum, în paranteză fie spus, ar trebui să se uite, mă gândesc și la dumneavoastră și la mine, la să-l cunosc pe el, câte emisiuni cu altă tematică am avut până a reveni la escatologie. Care ar trebui, când e prea mult să vorbești de profeția biblică? Care ar trebui să fie proporția dintre alte teme și profeția biblică, după opinia dumneavoastră? Ei bine, înainte să vă dau răspunsul la această întrebare, permiteți-mi să vă spun că noi avem tendința aceasta de a ne uita mereu în trecut și ne place să vorbim despre trecut, foarte puțin despre ce facem aici acum, adică prezent, și mai ne ferim oarecum de ceea ce se numește viitor, pentru că ne-i frică. Eu cred, ca și pastor de biserică, totodată ca și cercetător al Cuvântului lui Dumnezeu și cercetător în știință, că este fundamental să înțelegem, în primul rând, unde suntem acum și să ne uităm cu atenție la viitor, pentru că înspre acolo mergem, trecutul îl avem. De aceea, cred că un raport de, să zicem, 30% să ne uităm în trecut, ca să învățăm din propriile greșeli, dacă este nevoie, un soi de 40% să fim aici și acum constant și 30% aș zice că este important, este bine să ne uităm către viitor, pentru că dacă suntem atenți și sinceri cu noi înșine, mai bine de două treimi din Biblie sunt scrise despre viitor. Dacă suntem atenți la modul în care Dumnezeu a făurit toate lucrurile, Noul Testament și așa mai departe. Vorbind despre ancorarea în trecut, prezent și viitor, mi-am adus aminte de modul în care Apostolul Pavel își structurează epistolele, punând accent pe credință în faptele trecutului, pe dragoste practicată în prezent și pe speranță, pe nădejde ancorată în viitor, care este o ancoră a sufletului. Exact.
Exact. De acolo sunt și dacă ne uităm la proporțiile pe care le folosește exact în scrisorile lui, veți vedea că cam pe aici batem, 30, 40, 30. Cam acolo este inclusiv opinia lui, pentru că nu le-am ales la întâmplare, să știți. Așa, când mi-ați spus această întrebare, m-am gândit repede la structura de gândire a mentalității evreiești și care cred că este și în cultura românească. Și anume, învățăm din trecut și îl știm, dar ne focalizăm să fim atenți în ceea ce facem acum, în prezent, bazându-ne sau făcând totul în așa fel încât atunci când pășim în viitor să fie un pas solid și bun. Pe când eram coordonator la vreo 64 de biserici de orientare penticostală în județul Mureș-Arghita, mi-amintesc că o temă era o privire spre trecut, una spre viitor pentru a ne trăi cu responsabilitate prezentul. Deci e nevoie să fim cu ochii în trei, cum s-ar spune. În ochii în patru în limba română. Dar bine, acum spre viitor ca spre viitor, dar noi mergem acum spre sărbătorile iudaice și undeva Apostolul Pavel spune că să nu ne ținem de basme evreiești. Acum cer scuze că întrebarea e puțin, știu eu, incitantă, dar cred că vă întâlniți cu ea des, nu cumva referindu-ne la sărbătorile iudaice, la anumite informații din trecut și din practica strict iudaică, mergem spre basme evreiești? În primul rând, haideți să delimităm ce ar însemna în cultura biblică această expresie, pentru că în fond și la urma urmei este extrasă din cuvântul lui Dumnezeu, deci trebuie ca să aibă o adevărată valoare de adevăr. Basmele evreiești este o expresie care etimologic vine din ceea ce se întâmpla în jurul culturii iudeilor de atunci, în momentul în care a fost scris cuvântul lui Dumnezeu și pus pe hârtie. Se numește în termeni simpli căbăla, cabala, așa într-o pronunție mai romanizată. Cabala era o cultură care funcționa în paralel în lumea rabinilor elevați și totodată a saducheilor și a fariseilor, un soi de învățătură paralelă care funcționa în ceea ce privea, hai să spunem, norma legală a lui Dumnezeu la momentul respectiv, care în momentul acesta se traduce prin termenul de asemenea de Talmud. Sper că și trebuie să fii foarte atent în ceea ce spun de aici înainte, pentru că sunt și, cum zicem noi englezii, my fellow Jewish people care se uită la mine și s-ar putea să se simtă ofensați. De aceea încercați să priviți lucrul acesta ca și analiză. Talmudul este o colecție de scrieri care au venit în paralel cu legea lui Dumnezeu ca să poată să explice ceea ce evreii nu mai pot să aibă în momentul acesta, neacceptându-l pe Domnul Iisus Hristos, neavând templu și sacrificiu de la templu, a trebuit să inventeze niște lucruri în paralel ca să poată să doarmă confortabil. Ceea ce discutăm însă noi aici, nu cred că are a face cu basmele evreiești, pentru că tot ceea ce folosim, tot ceea ce punem la dispoziția telespectatorilor noștri preiubiți și din câte am urmărit până acum emisiunile dumneavoastră, le-am toate în analiză, folosim cuvântul lui Dumnezeu și tot ceea ce se întâmplă în cuvântul lui Dumnezeu. Iar pe de altă parte trebuie făcută încă o remarcă, și anume faptul că analizând înțelegerea culturii evreiești, pentru că în fond și la urma urmei toți acești scriitori care au lăsat versetele biblice au fost marea lor majoritate de sorginte evreiască pură. Unii dintre ei au fost într-adevăr expuși culturilor alternative de atunci, dar marea lor majoritate au fost evrei. Și noi trebuie să înțelegem ce au vrut ei să spună. Când mergem și mai precis și analizăm cele 7 sărbători sfinte ale lui Israel, acestea sunt elemente, să spun, cruciale de analiză, pentru că nu-s doar simple sărbători. Ele sunt sincronizate perfect cu planul lui Dumnezeu, așa cum El a promis. Și în fond și la urma urmei, ca o ultimă parte a răspunsului meu pentru întrebarea dumneavoastră, Domnul Iisus Hristos a venit la poporul evreu. M-aș fi bucurat să fi venit la poporul român, atunci n-am mai fi avut această problemă, dacă venea inițial sau pentru început la poporul român. Așa, venind la poporul evreu, trebuie să ne uităm și la modul în care evreii au înțeles la momentul respectiv lucrurile. Fără discuție,
analizând sărbătorile, mai ales două din ele, din cele trei de toamnă, vom încerca să vedem cum au fost acestea celebrate și înțelese în spirit iudaic. Altfel, sigur, putem să denaturăm sensul. Haideți să pun următoarea întrebare. Cum am avut curajul, cum ați avut curajul să afirmați, să afirmăm că există în Biblie o referire certă la ultimii 7 ani ai istoriei umanității, așa cum o cunoaștem astăzi? Pentru că mulți consideră o astfel de idee o idee tupeistă, nesuportabilă, nesuportată de textul sacru. Da. Păi dacă citim atent cuvântul lui Dumnezeu, el este extrem de precis. Și aici fac apel ca toți ascultătorii noștri nu doar să primească ce le spunem noi, ci să cerceteze ca niște bereieni pur sânge, să cerceteze Scripturile. Iată, de exemplu, Daniel capitolul 9 este cheia de interpretare a profețiilor, pentru că acolo veți găsi o profeție numită profeția celor 70 de săptămâni de ani, care marchează ce se va întâmpla cu toată istoria omenirii rămasă de la momentul dării poruncii pentru rezidirea din nou a Ierusalimului și când Domnul Iisus Hristos va reveni pe acest pământ și își va pune bazele împărăției sale numite de noi împărăția de 1000 de ani. Este așadar o referință directă în Daniel capitolul 9. Apoi avem Zaharia capitolul 11, 12. Sunt termeni preciși explicați acolo care marchează din punct de vedere matematic profețiile acestea. Nu sunt doar niște interpretări pe care... Vă rog. Dacă îmi permiteți, Zaharia și alți profeți și alte profeții nu poți să le pui neapărat într-un număr de ani. Sigur, se referă la final, la escaton, dar Daniel 9, 24, 27, mai ales 26 și 27, se referă la 70-a săptămână. Ori problema pe care unii dintre telespectatori, unii dintre interpreții, teologii mari ai Cuvântului Dumnezeu o întâmpină este dacă acea 70-a săptămână, respectiv acei ultimi 7 ani, sunt la finalul istoriei sau au fost consumați. De aici provine îndrăzneala noastră. Cred că din convingerea că acești 7 ani ultimi privesc o perioadă de dinaintea întemeierii împărăției de 1000 de ani, pentru că așa scrie acolo în Daniel 9, 24, 27. De acord? Sunt perfect de acord cu ceea ce spuneți și nu trebuie să uitați faptul că ce se descrie în Daniel capitolul 9, așa cum ați spus cu precizie, de la versetul 24 la 27, este ceea ce Domnul Iisus Hristos ne poruncește să analizăm. Matei 24, el ne spune, cu când 15. Veți vedea urâciunea făcutului, despre care a vorbit prorocul Daniel. Este foarte clar spus acolo. Aici, deja cei care consideră că lucrurile acestea s-au întâmplat au o problemă destul de mare, pentru că Domnul Iisus Hristos vorbește despre... o prorocie care vizează viitorul. Singurul aspect care s-a mai întâmplat, vorbim aici de Antiochus Epifan, are loc cu vreo 200 de ani înainte de Domnul Iisus Hristos. El vorbește, vedeți, Domnul Iisus Hristos pune problematica aceasta la termen ai viitorului. Când veți vedea ce se va întâmpla, așa cum a spus prorocul Daniel. Și lucrurile devin clare de aici înainte. Acolo în Matei 24, de unde versetul 15 i-am rugat pe telespectator să-l studieze și să înțeleagă că acolo e cheia, practic Domnul Iisus tratează evenimentele din escaton, evenimentele sfârșitului. Dar să revenim că trece timpul și eu totdeauna am neplăcut obicei să vă restrâng, să vă aduc la... Da, deci... Frate Iacob, vreau să facem clar lucrul acesta. Dumneavoastră nu sunteți doar un realizator de emisiune, sunteți un partener de discuție. Și am plăcerea de a discuta, nu vreau să fac doar un monolog
din întrebările pe care le primesc. Eu cred că iubiții noștri telespectatori sunt mult mai fericiți primind această discuție, privind-o ca o discuție, mai ales că vine de la un om respectabil și mă refer la dumneavoastră, așa că nu trebuie să restrângeți totul doar la întrebări. E o onoare pentru mine să putem discuta. Să mergem acum spre posibila corelare dintre cea de-a șaptea săptămână danielică, acești ultimi 7 ani a istoriei, cum i-am numit noi, și evenimentele, sărbătorile de toamnă sau praznicele de toamnă ale Israelului, dar care vizează evenimente care afectează întreaga lume. Știu că subiectul Moedim este un subiect la care ne-am putea alungi, cred că, pe 5 episoade, dar trebuie să mergem în 2-3 episoade să încheiem, dacă se poate, această discuție. De ce sărbătorile de toamnă ar putea să fie corelate cu a 70-a săptămână a lui Daniel? Haideți să privim metodic ca să înțelegem, pentru că probabil sunt telespectatori care aud pentru prima dată astfel de lucruri, poate că le-au citit și au trecut repede sau fugitiv prin ele și nu au înțeles mare lucru. Biblia, prin legea pe care Dumnezeu o instaurează, stabilește 7 sărbători sfinte. 7 sărbători în care Dumnezeu urma să se întâlnească cu omul. De aceea le numește Moedim, pe scurt. Moed, în limba ebraică, înseamnă o programare, ceea ce noi numim, mă duc la medic, mi-am făcut o programare la medic. Dar nu este o programare în care omul se întâlnea cu Dumnezeu, ci Dumnezeu venea să se întâlnească cu omul. Și asta ca să lămurim în termeni simpli acest Moedim. Iar Dumnezeu, și găsiți asta scris în Numeri, găsiți asta scris cu referință în Levitic și așa mai departe, stabilește 7 astfel de sărbători pe o lungime, un span de 7 luni. Foarte interesant, vedeți că peste tot apare această cifră în care Dumnezeu ne transmite ceva. El a făcut totul în 7 zile, împărțit practic o săptămână în 7 zile, vorbește despre ani sabatici, adică al 7-lea an devine un an sabatic, noi le numim Shmita, această perioadă în cultura evreiască, avem anii jubiliari care vin după 7 cicluri, 7 jmite. De asemenea, când venim aici, în contextul în care dumneavoastră l-ați menționat, vedem 7 sărbători sfinte marcate pe perioada a 7 luni. Foarte interesant. Unde, Dumnezeu unde, nu le întinde unde pe scrie tot aceasta? Pentru cei care ne urmăresc, să spunem și unde. Le găsiți înregistrate în Levitic și în cartea Leviticului, explicate pe larg. Le găsiți în cartea Exodul, explicate pe larg. Deci Levitic 23, da? Levitic 23. Levitic 23 și le găsiți în cartea Numerilor, explicate în, dacă aș putea spune, în complementar. Dar textul mare, textul de bază, este în Levitic, capitolul 23, în textul legii. Interesant este însă că, deși avem un an calendaristic format din 12 luni calendaristice, Dumnezeu și-a împărțit aceste sărbători, 7 sărbători sfinte, în 7 luni. 3 dintre ele sunt în luna 1, 3 dintre ele sunt în luna 7 și una dintre ele este chiar la mijloc, în timpul verii. Primele 3 dintre ele, și de ce am vrut să vă spun lucrul acesta? Pentru că toate sunt sincronizate cu planul lui Dumnezeu pentru om. Și noi am primit o poruncă să ne pregătim ca în aceste sărbători să ne întâlnim cu Dumnezeu. Ar fi o coincidență prea mare ca totul să se fi întâmplat în ceea ce îl privește pe Domnul Iisus Hristos în jurul acestor sărbători. De ce spun asta? Pentru că, așa cum ne-a promis, El a împlinit aceste profeții. Iată, de exemplu, a fost răstignit exact de în ziua de Paște, când mielul trebuia sacrificat, Domnul Iisus Hristos a fost pus pe cruce. A fost pus apoi în mormânt, în momentul în care începea sărbătoarea azimilor. De aceea El a spus, trupul meu care se frânge pentru voi, trupul acesta fără păcat a frânt o azimă, și a spus, acesta este trupul meu, pentru că El viza, practic, împlinirea unei alte sărbători, unei alte profeții. Trupul așadar intră în mormânt, urmând ca apoi să iese, să învieze, exact în momentul în care începea sărbătoarea întâilor roade. Vedeți, a fost răstignit când
trebuia să fie să fie omorât mielul ca să împlinească ceea ce spusese Ioan Botezătorul, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, a fost pus în mormânt în sărbătoarea aceasta, a înviat în sărbătoarea întâilor roade, iar Apostolul Pavel ne spune că el este întâiul înviat dintre cei morți, este primul rod, practic, din punctul acesta de vedere, ca să dea startul pentru noi oamenii de rând. Apoi, mergând mai departe, ne-a trimis Duhul Sfânt exact în sărbătoarea cinzecimii, în momentul în care evreii sărbătoreau coborârea legii pe muntele Sinai, atunci când s-au întâlnit cu el, iar noi în cultura, hai să spun româno-evreiască, pentru că nu vreau să disociez cumva, noi suntem toți creștini, îl urmăm pe același Domn, suntem toți practic cetățeni ai cerului. Dar în cultura evreiască, noi considerăm faptul că Domnul Iisus Hristos va veni să-și ia biserica în sărbătoarea trâmbițelor. Și vă voi explica poate puțin mai târziu de ce, sau pe ce mă bazez. De ce Apostolul Pavel ne-a spus că se va întâmpla atunci? Nu-s vorbele mele, sunt vorbele lui și vedeți câteva indicii. Apoi avem tot în sărbătoarea de toamnă, sărbătoarea numărul 6, este sărbătoarea de sfințire, sărbătoarea de ispășire. Sărbătoarea pe care noi o numim tradițional Yom Kippur. Poate avem timp să vorbim și despre aceasta. Vom merge la cele două sărbători de toamnă, Yom Teruah sau sărbătoarea trâmbițelor și Yom Kippur, să spun așa, mai în detaliu, pentru a vedea dacă ceea ce se întâmplă, ce se prefigurează a se întâmpla acolo, e legat de ceea ce scrie în profeția lui Daniel. Oh, yes. Putem să mergem exact și să vedem lucrurile acestea, doar mai permiteți-mi o singură referință. La final, cea de-a șaptea sărbătoare sau sărbătoarea Sucotului, sărbătoarea corturilor, este pentru comunitatea evreiască care crede în Domnul Iisus Hristos, evreii mesianici sau evreii care s-au pocăit. Faptul că ăla e momentul care marchează începutul împărăției lui Dumnezeu pe acest pământ pentru 1000 de ani. Și mă opresc aici, nu vreau să aduc mai multe detalii, sau poate doar un detaliu suplimentar. Vă aduceți aminte că la intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, ei au luat frunze de palmier, da? Și au început să le scuture. Fiți atent, un lucru foarte, foarte ciudat la prima vedere, dar interesant când îl analizăm biblic. Din punct de vedere cultural și biblic al legii, evreii nu fluturau aceste frunze când intrau miei în Ierusalim, miei pentru Paște. Frunzele acelea se numesc lulav pentru cultura evrească. Alea se flutură în ziua care marchează începutul șucotului. Practic, evreii aceștia se pregăteau de Paște, dar ei începuseră să sărbătorească sărbătoarea corturilor. Era ca și cum s-ar fi împlinit tot ciclul celor 7 sărbători, primindu-l pe Mesia, corect, s-ar fi putut instaura împărăția de 1000 de ani ilustrată de Sucot, nu-i așa? Corect. Corect. Ei practic au înțeles, știau ce sărbătorile acestea, ei știau că fiecare sărbătoare marchează o bornă kilometrică cu privire la venirea lui Mesia pe pământ. Ei au înțeles, a venit Mesia, începem împărăția. Gata, de aceea l-au și declarat, l-au pus pe măgăruș și... E interesant că în primăvară au loc 3 evenimente și apoi în toamnă, în primăvara umanității și în toamna umanității. Cum comentați Ieremia 8:20, secerișul a trecut, vara s-a isprăvit și noi tot nu suntem mântuiți, din perspectivă iudaică, evident. Da, dumneavoastră citați aici din Ieremia 8. Din Ieremia face niște tranzacții și tranziții cu privire la sfârșitul vremurilor. Ce vedeți aici sunt aluzii la spanul acesta de timp și la faptul că sărbătorile sunt împlinite, iar de aici înainte, pentru că nu s-a pocăit, poporul evreu va trece prin necazul lui Iacov. Asta este o referință a faptului că el nu s-a pocăit și vă rog să-l citiți, vorbesc aici cu telespectatorii noștri prea iubiți, să-l citiți în paralel cu Osea capitolul 5,
Versetul 15. Este fundamental să înțelegeți faptul că Israel a fost destinat de Dumnezeu să treacă printr-un necaz, noi numim necazul lui Iacov sau necazul cel mare, pentru că a refuzat să se pocăiască. Vă aduceți aminte intrarea în Ierusalim? Pentru că n-ai cunoscut Israel ziua cercetării tale, voi ascunde lucrurile acestea de ochii tăi. Și Osea spune că ei se vor întoarce la Dumnezeu doar în momentul în care va veni necazul, iar culmea, aș putea spune între ghilimele, acolo textul folosește următoarea expresie: iată, voi pleca și mă voi întoarce în locuința mea, zice Domnul, până când voi vă veți cere iertare. Veți recunoaște că sunteți vinovați și în necaz veți alerga la mine, așa spune. Da. În același timp, afirmația secerișul a trecut pare a fi o recunoaștere că a existat un seceriș de suflete, că nu-i vorba de secerișul fizic, dar pe care nu l-a gustat în integralitate poporul evreu, ci doar anumite persoane, cum sunteți și domnia voastră, de exemplu. Dar trebuie să spunem oamenilor că biserica are în componența ei și evrei. Să nu spunem acum că toți evreii vor trece prin necazul cel mare. Este vorba de acei evrei care refuză să creadă în Domnul Iisus Hristos. Sunt și astăzi oameni care au niște partide acolo la zidul plângerii, unde declară cu tărie faptul că și dacă li se vor tăia capetele, ei nu vor crede în Iisus al creștinilor, pentru că este un Dumnezeu fals. Vedeți, sunt oameni orbiți, practic, orbiți. Dar sunt și oameni dintre evrei care îl cred pe Domnul Iisus Hristos, îl ascultă. Și printre aceștia au fost și Petru și Ioan, cu ei a început, de fapt, biserica. Ceea ce spuneți aici, dumneavoastră, din Ieremia citând, este într-adevăr o aluzie clară și fermă a faptului că după ce biserica va fi răpită la cer, după ce secerișul va fi strâns, și Domnul Iisus face o aluzie el însuși cu privire la aceste aspecte, spunând că secerișul este aproape gata, lucrătorii sunt puțini și el ne trimite pe noi să facem rod noi, astfel încât el să poată să secere și să-și strângă oștile. Când va veni timpul de răpire a bisericii, evreii vor fi trimiși în momentul acela în robia aceasta dominată de anticrist și mulți dintre ei se vor trezi, dar se vor trezi în necaz. Vor trebui trecuți prin menghina aceasta a opresiunii. Îmi pare rău că o spun pentru frații mei, dar până nu se trezesc, nu avem ce să facem. Textul este clar, legea este fermă, Dumnezeu este real. Îmi place așa de mult un text, cred că nu greșesc, Deuteronom 4:30 și 31, care spune, citat aproximativ, după ce vi se vor întâmpla aceste lucruri, în zilele din urmă, în vremuri de strâmtoare, vă veți întoarce la Domnul Dumnezeul vostru, pentru că Domnul Dumnezeul vostru este așa și așa. Deci e o profeție indiscutabilă și necondiționată. Moise, vorbind despre perspectiva evreilor, spune așa ceva: cine sunt eu sau orice care teolog sau pastor sau gânditor sau creștin să spună că nu se va împlini această profeție. Dar să revenim. De ce discutăm noi și vrem să intrăm în detaliu sărbătorii trâmbițelor sau capul anului, Roș Hașana, mă rog, vom vedea, o să ne spuneți mai multe terminologii ale acestei sărbători, și Yom Kippur. Ar putea să fie timpul dintre aceste două sărbători și sărbătorile să fie suprapuse cu a 70-a săptămână, cel puțin ca idee, nu spunem că neapărat așa va fi, sigur, la distanță de 7 ani, așa cum între altele Gavin Finlay, un teolog, afirmă. Da. Trebuie să facem o distinție aici, oamenii care ne ascultă să înțeleagă că, deși eu sunt un pretribulaționist declarat, eu cred în răpirea bisericii înainte de necazul cel mare, avem respect pentru toți ceilalți cercetători. Iată, de exemplu, acest teologul pe care l-ați citat, fratele Gavin Finlay, este un post-tribulaționist. Și ideile pe care le spune, unele dintre ele sunt deplin acceptabile, chiar dacă nu suntem în aceeași lungime de undă în toate ideile. Într-adevăr, spune niște lucruri interesante și le vom lua în discuție, pentru că ceea ce aduce la îndemâna noastră acest om al lui Dumnezeu cu privire la cele două sărbători menționate
Yom Kippur și Yom Teruah, sau care se mai zice și sărbătoarea Trâmbițelor sau Rosh Hashanah, înseamnă sau sunt lucruri reale, sunt lucruri biblice. Și pe ce mă bazez în momentul în care spunem asta? Aduceți aminte că există un text. În 1 Tesaloniceni, capitolul 4, Apostolul Pavel ne spune câteva referințe cu privire la ce se va întâmpla la răpire. Acum, vreau să sau fac apel la înțelegerea dumneavoastră, iubiți telespectatori, pentru că sunteți oameni culți și încerc să mă înțelegeți când aduc în discuție cultura evreiască aici, pentru că avem nevoie să vedem ce înțelegea Pavel evreul în momentul în care a scris ce a scris. Și iată că citesc din 1 Tesaloniceni 4. Iată, zice Apostolul Pavel, în adevăr ce vă spuneam prin cuvântul Domnului, noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți. Apropo, uitați-vă cât de iminentă este venirea, răpirea bisericii, încât Apostolul Pavel acum 2000 de ani se includea și el. El credea că există posibilitatea să fiu acum, poate, mâine. Așa că nu suntem chiar așa de deplasați că gândim și noi că vine în câțiva ani. Și poate vine la noapte. Ar însemna să-l considerăm pe Pavel de 2000 de ori mai deplasat, pentru că el credea acum 2000 de ani. Corect. Dar revenind la text, zice așa, căci însuși Domnul, și aici vreau să fiți foarte atenți, cu un strigăt. Expresia, dacă aș vorbi unor iubiți de-ai mei evrei, le-aș zice teruah. Teruah înseamnă să țipi, să strigi, e un strigăt al chemării, un strigăt care de obicei se aude atunci când chemi oștile, când îți strigi oștile. Vedeți aici? Cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu. E, pentru cultura românească, vă rog să nu considerați cumva că încerc să disociez cele două culturi. Din contră, încerc să vă aduc un aspect al culturii evreiești care aduce puțin mai multă lumină, pentru că pentru o minte de evreu, aici este un exemplu clasic și clar al sărbătorii pe care dumneavoastră ați numit-o sub titlul de Rosh Hashanah, care se mai și numește Yom Teruah. Ce înseamnă asta? Ziua strigătului. Yom pentru evrei înseamnă zi. Ziua strigătului. Ziua în care se va striga cu putere. Se va trâmbița. Se va trâmbița, practic. Se va trâmbița. Da, da, se va trâmbița. Și, practic, când zici teruah, este acel strigăt care vine printr-un, ca un blast. De aceea ei foloseau niște hornuri, noi le numim șufar, prin care să striga în această, să sufla în el, e foarte interesant că nu e un instrument muzical. Am aici la Genesis și de multe ori, iubiții mei, când suflăm din șufar, încearcă și ei să sufle și își dau seama că nu se aude niciun suflet pentru că este gol de dinăuntru până trebuie să știi să sufli în acesta. E ca un strigăt pe care îl faci prin intermediul șufarului. Dar revenind la sărbătoarea noastră, Rosh Hashanah înseamnă capul anului sau ziua anului, prima zi a anului. De aceea evreii își încep totul prin această zi. Este ziua națională de nou început a evreilor. Și fiți atenți cum încep. Ei încep lucrul acesta prin niște elemente distincte. În primul rând încep să sune din trâmbiță. Timp de 24 de ore trebuie să sune din trâmbiță de cel puțin 100 de ori. Iar 100 oară este practic ultimul sunet al trâmbiței. Ceea ce ne spune aici Apostolul Pavel, conectând această sărbătoare la Rosh Hashanah, este faptul că la ultima trâmbiță, adică în amurgul zilei, atunci când ziua este aproape gata, ca un hoț în noapte, aș putea completa, atunci se va auzi un strigăt cu strigătul unui arhanghel și va veni cu trâmbița lui Dumnezeu. Mare atenție, pentru că sunt anumiți frați iubiți care fac o confuzie aici, probabil necunoscând cultura evraică, și consideră că cele 7 trâmbițe din Apocalipsa inferează aici, sunt inserate aici, dar nu au nimic a face una cu alta. Dar poate revenim. Aici lansăm și următoarea afirmație. Apocalipsa nu exista, referirea la ultima trâmbiță nu exista în momentul în care s-a scris Tesalonicenii. Și expresia
trâmbița cea mare, deci are o altă conotație decât acea trâmbiță din Apocalipsa. Corect. Acum este interesant să vedeți, revenind la această sărbătoare, prima sărbătoare de toamnă, am spune noi, sau sărbătoarea trâmbițelor, sau sărbătoarea strigătului. Interesant că în cultura iudaică ea are nume alternative. Hai să nu le spunem nume, sunt descrieri pe care oamenii cultural le-au transmis. Și anume, unii dintre ei o numesc ziua ascunsă, ziua pe care nu știe nimeni. Și de ce spun lucrul acesta? Aș vrea să fiți foarte atenți, pentru că dintre toate cele 7 sărbători, Yom Teruah sau Rosh Hashanah este prima care începe în funcție de luna nouă. Iar aici avem un lucru tare interesant. Pentru cei care nu sunteți în cunoștință de cauză, expresia aceasta lună nouă se referă la momentul astronomic în care luna își începe noul ciclu. Pentru cei care nu știți, este invizibilă pentru noi. Este momentul în care luna este totalmente acoperită. Nu strălucește absolut deloc. De ce evreii o numeau o zi necunoscută? Este pentru că trebuia să aștepți aproximativ între 10 și 20 de ore ca să zărești luna. Practic, în momentul în care zăreai luna pe cer, ea deja era veche de 10, între 10 și 24 de ore. Și la templu erau puși oameni anume, numiți străjeri, care trebuiau să vegheze musai, să vadă prima geană a lunii. Și ăla era momentul în care se dădea de știre preotului, se dădea de știre comunității și se dădea de știre în toată țara. Și se declanșa sărbătoarea. Ca atare, exact. Acea expresie a Domnului Iisus, nimeni nu știe nici ziua, nici ceasul, este un idiom ebraic, un fel de regionalism, cum i-am zice noi, care are de-a face, exact, dacă sărbătoarea e în 1 Tishri sau în 2 Tishri, funcție de apariția acelei luni de care vorbiți. Corect. Din punct de vedere iudaic, dacă am citit evreiește, să spun, acest discurs al Domnului Iisus Hristos din Matei 24, dacă am citit acest discurs al Apostolului Pavel în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, noi am înțelege cu o minte evrească că exact la acest aspect se referă, inclusiv expresia Domnului Iisus Hristos, pentru că este singura zi pe care evreii nu o știu. Ei nu știu cu precizie când începe. De aceea, în tradiția iudaică se mai numește ziua pe care nu o știe nimeni. Dacă întreb pe cineva... Îmi permiteți să spun evreiește. Yom HaKeseh. Așa ceva. Corect. Pronunția e un pic diferită, dar exact asta înseamnă. Este ziua ascunsă. O zi neștiută de om. O zi pe care Dumnezeu probabil că intenționat n-a lăsat pe om să o vadă ca să poată să vegheze. Revin la ideea aceea a celor 2, 3, 4 străjeri care în momentul în care dădeau alarma, pe fiecare înălțime erau instalate, preinstalate lemne și să aprindeau focuri. Așa se transmitea informația, ajungea practic în câteva minute în toată țara. Asta era stilul de a telefona pe vremea aceea sau a face un broadcasting, cum facem noi în momentul acesta la televiziune. Ei aprindeau focuri și astea se vedeau la depărtare și oamenii știau că a început sărbătoarea. Și de ce era important lucrul acesta? Aș vrea să fiți foarte atenți, pentru că are conexiune directă cu următoarea sărbătoare, care este sărbătoarea de Yom Kippur. Este cea mai sfântă sărbătoare a poporului evreu, pentru că este sărbătoarea de ispășire. Este singura sărbătoare care îl autoriza pe marele preot să intre în locul prea sfânt. Și practic se dădea startul la 1 Tishri sau dacă se trecea în 2 pentru ultimele 10 zile până la Yom Kippur, da? Până în 10 Tishri când avea loc Yom Kippurul. N-avem timp să mergem la sărbătoarea ispășirii pentru că mai avem doar 10 minute, 9 minute. Spuneți-ne puțin care e salutul la sărbătoarea trâmbițelor sau Rosh Hashanah sau Yom Teruah. Foarte interesant. Hai să nu mai folosim cuvinte evreiești ca să nu-i supărăm pe iubiții noștri români. Tradus, dacă aș traduce din mintea mea, practic în salutul acesta se spune un soi de la mulți ani mai ciudat.
Este, ar suna cam așa, fie ca numele tău să fie scris în cartea vieții. De ce? Pentru că se considera că sufletele oamenilor sunt fie scrise în cartea vieții, fie în cartea morților. Iar în aceste 10 zile, asta este cultura evreiască străveche, în aceste 10 zile, oamenii aveau la dispoziție un timp să se, să se pocăiască de, de tot ceea ce făcuseră greșit. Astfel încât în momentul în care a venea ziua ispășirii, și probabil că data viitoare vom discuta despre, dacă îmi permiteți, când vom avea în discuție și Iom Kipurul, să vorbim despre ce se întâmplă cu cei doi țapi, pentru că acolo e o mare confuzie. Ajungem și acolo, vrem să insistăm, cred că un episod va fi aproape numai pe Iom Kipur. Dar aici, deci, n-o să vă citesc în evreiește, că nu n-o să pronunț cum trebuie. Oricum, unul dintre saluturile mai scurte e Shana Tova U Metuha, an bun și dulce. Dați-mi voie să vă povestesc ceva. Când am vizitat Israelul, eram cu familia Mitria, care e pastor acolo, român, e de mulți ani acolo. Soția dumnealui a avut un vis, era chiar în preajma acestei sărbători, se făcea că o persoană pe care ea a identificat-o a fi chiar Domnul Iisus, a salutat-o cu Shana Tova, cu această urare, un an bun, un an binecuvântat. Și noi suntem la început de an și cred că e bună urarea și pentru noi. Absolut, absolut. Shana Tova, așa se pronunță aproximativ în cultura respectivă, dar sunteți foarte aproape de pronunția ebraică. Trebuie să vă declarăm evreu. Nu se știe dacă simpatia aceasta profundă nu derivă și de acolo cumva. Probabil. Mă uit așa că aveți exact aliura specifică. Nu știți că de noi acum sper că o luați ca un compliment. Da. Uitați-vă că avem așa, sigur, nasuri. Fără discuție. Și mai răspundem la întrebări cu întrebări. Exact, da. Corect. Avem 7 minute, vom continua discuția noastră. Vreau să-mi arăt telespectatorilor la editura Hasefer, este dicționar enciclopedic de iudaism. L-am cumpărat cu zeci de ani în urmă, pentru că eu nu cred că un creștin adevărat nu iubește poporul Domnului Iisus. Și aici sunt foarte multe elemente interesante, dar nu voi da un citat. Voi prezenta un scurt citat din Pregătire pentru revenirea lui Iisus de Aidan Tozer, după care un mesaj de 3 minute la încheierea acestui episod și vom merge în continuare spre cealaltă sărbătoare și spre ce se întâmplă între cele două sărbători, pentru a vedea dacă s-ar putea suprapune la o distanță de 7 ani aceste două sărbători cu, repet, săptămâna a 70-a lui Daniel. La pagina 13 din Pregătire pentru revenirea lui Iisus ni se dă următorul citat. Biblia nu ne oferă un orar profetic care să ne arate la fel ca mersul trenurilor denumirea fiecărei stații. Momentul sosirii, momentul plecării. De aceea a interpreta în mod rigid spusele Scripturii înseamnă a dezonora integritatea Scripturii. Biblia este o carte cu perspectivă maestuoasă care ne prezintă viitorul în linii mari ca un artist ce pictează un tablou pe cer. Dimensiunile sunt atât de colosale încât trebuie să te dai înapoi ca să poți cuprinde totul cu privirea. Detaliile mărunte se pierd în grandoarea fericitei nădejdea, nădejdii binecuvântate că vine Iisus, că Iisus vine. Chiar dacă nu știu sigur care e orarul și nici noi nu-l știm și nu-l afirmăm. Câte vreme sunt în tren și merg în direcția corectă, orarul nici măcar nu mai contează așa mult. Corect, super. Înainte să încheiem, permiteți-mi, pentru că acum mi-am adus aminte de un aspect care ne poate conecta și probabil într-o altă emisiune poate vorbim despre lucrurile acestea. Pun la dispoziție, deși am promis că nu mai folosesc atâtea cuvinte evreiești, există o descriere pentru această sărbătoare,
pe care eu personal o identific, așa cum și Apostolul Pavel a identificat-o cu Yom Teruah, cu Rosh Hashanah sau cu sărbătoarea trâmbițelor. Popular în Israel îi se mai spune și Natsal. Natsal înseamnă să strângi, să chemi, să aduni. Foarte interesant. Este sărbătoarea în care Dumnezeu adună. Mă înțelegeți? Sărbătoarea în care te cheamă, te strânge. Mai avem și alte denumiri. Acum dumneavoastră vă rezervați, vă rețineți să folosiți termeni iudaici. Eu voi compensa această penurie de termeni iudaici. Tot sărbătorii trâmbițelor se mai spune Hamalech, Kidushim, Natsal, după cum ați spus dumneavoastră, Yom Hadin, Kevlai Shel Mashiach, Timpul Necazului Iacov și așa mai departe. Le vom lua pe rând ca să vedem dacă toate aceste denumiri nu cumva ilustrează tocmai ce se va petrece când va începe cea de-a 70-a săptămână a lui Daniel. Va juca acum la final, în 3 minute, un mesaj privind spre telespectatori. Iubiții mei, înainte de toate să știți că sunteți minunați, suntem la început de an și așa cum, iată, am discutat astăzi despre Rosh Hashanah, este anul nou evreiesc, chiar dacă el apare în zilele de toamnă. Noi românii suntem la început de an. Nu se știe ce va fi în acest an. Știm însă că suntem mai aproape cu fiecare zi de revederea Domnului nostru Iisus Hristos, care vine să ne ia acasă, să ne răpească la cer. Pregătiți-vă sufletele. Vă las doar cu acest gând, doar cu această întrebare. Ești, sunteți, gata. Sunteți gata să vă întâlniți cu Dumnezeu. Ne uităm la natură, ea ne spune clar că Domnul vine. Ne uităm la istorie, istoria ne spune clar că Domnul vine. Ne uităm la creștinătate, creștinătatea ne spune că Domnul vine. Întrebarea care mi-o pun eu personal. Sunt gata. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Rămâneți cu speranță, rămâneți cu fruntea sus. În fapt, Domnul Iisus Hristos ne-a avertizat și ne-a spus: când veți vedea aceste lucruri, să nu vi se întristeze inimile, ridicați-vă ochii, pentru că izbăvirea voastră stă să vină. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă mulțumesc pentru că ați stat alături de noi. Vă mulțumesc și eu pentru participarea la acest episod. Nu se poate încheia mai bine decât cu salutul Maranata, Domnul nostru vine, să fim gata. Dumnezeu să ne ajute. Aleluia. Aleluia. Amen.